Bună dimineața, vă salută Tatiana! Astăzi vom face cel mai rapid mărțișor de ultimul moment, care ne poate fi de foarte mare ajutor și în același timp putem refolosi capetele de fire rămase de la alte lucrări. Acesta se poate realiza în culorile dorite de dumneavoastră și cu croșetul adaptat grosimii firului. După cum vedeți, eu am făcut aici unul pentru a vi-l prezenta, deci vom avea nevoie de fir de care dispuneți dumneavoastră, de o mică mărgeluță și de croșet. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și voi folosi de această dată culoarea alb și culoarea roșie. Vom începe să lucrăm frunzulița în cercul magic. Voi face un picioruș scurt care ne va ajuta să închidem rândul și din acest moment voi continua lucrând un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Din acest moment, noi vom face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu plus 3 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet și vom continua lucrând în următorul picioruș, un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, firul de 2 ori pe croșet, în următorul picioruș vom face un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, firul de 3 ori pe croșet, în următorul picioruș vom face acest picioruș triplu, 1, 2, 3, vom închide totul, 3 ochiuri de lanț de separare, apoi vom lua de 4 ori firul pe croșet și în următorul picioruș vom lucra acest picioruș trecând rând pe rând în corespondența fiecărui fir, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou firul pe croșet de 3 ori, vom intra în corespondența următorului picioruș și vom face acest picioruș dublu triplu, 3 ochiuri de lanț de separare, firul de 2 ori pe croșet, în următorul picioruș vom face piciorușul dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, firul o singură dată pe croșet și aici, în ultimul picioruș, vom face piciorușul dublu. Din acest moment, noi vom întoarce lucrul și vom intra în primul spațiu lucrând un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, urmat de 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, vom lua firul pe croșet și vom intra în corespondența acestui spațiu și vom face primul picioruș dublu fără să-l închidem, cel de-al 2-lea picioruș dublu neterminat, cel de-al 3-lea picioruș dublu neterminat, iar acum vom închide toate aceste piciorușe împreună și vom trece în corespondența următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț de separare, repetând un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, 3 piciorușe duble, 1,
2. Și cel de-al treilea. Vom intra din nou în corespondența acestui spațiu și vom face cele trei piciorușe duble neterminate. Al doilea, cel de-al treilea, le vom închide împreună. Vom trece în următorul spațiu, vom face din nou aceleași piciorușe, piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, trei piciorușe duble, 1, 2, 3, cele trei piciorușe duble neterminate, 1, 2, 3, le vom închide împreună, trecem în următorul spațiu, vom face piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele trei piciorușe duble, 1, 2, 3. Este foarte simplu, foarte ușor și are și o prezență frumoasă. Aici voi face cele trei piciorușe duble neterminate. Le voi închide împreună. Voi intra în următorul spațiu, repetând piciorușul scurt, picioruș dublu redus, trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Cele trei piciorușe duble neterminate. 1, 2, 3. Le închidem împreună. Deci totul este cât se poate de ușor. Am gândit aseară să fac această lucrare pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Este rapid și veți vedea de mare efect. Cele trei piciorușe duble neterminate. Vom închide totul împreună. Iar acum am ajuns în corespondența ultimului spațiu. Aici vom face piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele trei piciorușe duble, 1, 2, 3, și vom închide totul cu fir alunecat în corespondența spațiului de unde am pornit piciorușele inițiale. Vom scurta firul, iar capetele de fir, bineînțeles, le vom ascunde. Deci până aici totul este foarte simplu, foarte ușor. Vom ascunde și acest capăt de fir. Deci aceasta este prima parte, după cum puteți vedea. Acum vom trece să realizăm floricica, care și ea este foarte simplă. În cercul magic vom face un număr de 7 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom închide cercul magic cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Iar acum voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș, voi face un picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș voi face al doilea picioruș dublu neterminat, voi închide totul împreună, voi face 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi intra în corespondența aceluiași fir, aceluiași picioruș și voi
închide cu fir alunecat, după care voi trece în următorul picioruș și voi repeta cele patru ochiuri de lanț, 2, 3, 4, două piciorușe duble neterminate, 1 și cel de-al doilea. Voi închide totul împreună, 4 ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat în corespondența aceluiași picioruș și vom intra în următorul picioruș cu fir alunecat, repetând în corespondența fiecărui picioruș, noi vom, fiecărui ochi de lanț, scuzați, vom repeta aceleași număr de piciorușe formând petalele. După ce am lucrat și ultimele patru ochiuri de lanț din ultima petală, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența aceluiași picioruș. Vom scurta capătul de fir și vom închide și această parte a lucrării. După cum puteți vedea, în 10 minute realizăm un mărțișor. Vom ascunde capetele de fire și vom aplica mărgeluța pe mijlocul floricelei. După ce am cusut și mărgeluța, vom aplica floricica deasupra acestei frunzulițe și uitați-vă că, așa cum vă spuneam, în 10 minute realizăm un mărțișor. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat, sper să vă fie de folos, așa cum spuneam, poate fi un ajutor de ultim moment. Este simpatică, după cum vedeți, iar eu vă doresc spor la lucru, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!